Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire. Cu Cărțile pe Față vorbim în această ediție despre felul în care tinerii de astăzi se apropie de literatură, despre felul în care reușim sau nu să îi facem să descopere frumusețea lecturii și frumusețea literaturii. Invitata mea de astăzi este Xenia Negrea, critic literar, profesor universitar, doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Asta după ce mulți ani ai predat, Xenia, la Facultatea de Jurnalism a Universității din Craiova. Mulțumesc mult pentru prezență! Bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și încă pentru asemenea provocare, pentru asemenea temă de discuție complexă, atât de necesară, că niciodată nu o să discutăm suficient. Aș vrea să începem întrebându-te câtă doză de adevăr crezi că există de această afirmație. Tinerii de astăzi nu mai citesc și poate chiar mai general, românii nu mai citesc ca altă dată și altă dată ăsta, nu știu, de obicei este cam perioada de dinainte de 1989. Dacă este așa, ce crezi tu? Mă gândeam că, nu știu, o bază reală pentru afirmația asta sau am putea porni de la datele astea de consum cultural care apar anual și acolo vedem că sunt foarte puțini români care cumpără cărți, foarte puțini români care merg la teatru, care merg la muzee, la expoziții. Statisticile sunt de necontrazis și nu sunt așa cum probabil mulți dintre noi ne-am dorit, în speță, spre exemplu, cei din lumea editorială, de pe piața de carte sau de pe piața culturală, pur și simplu. Altfel, cred că până la urmă fiecare fiecare spectacol își găsește spectatorii, fiecare carte are șanse să-și găsească cititorii. Că nu mai sunt lucrurile cum erau, nu mai este nimic cum era. Pentru că atunci, perioada aceea la care ne gândim cu toții, fără neapărat să o numim, era totuși o perioadă în care de recluziune cumva, de însingurare și o perioadă în care viața, ritmul nostru vital era cu totul și totul altul. Și aveam vreme să evadăm. Consumul de cultură, să te uiți la un tablou, să te bucuri de o piesă de teatru, să asculți o piesă, spre exemplu, la filarmonică, să citești o carte, să vezi un film mai nou, pentru că și filmul intră în această temă, toate lucrurile acestea cer răgaz, cer capacitatea noastră de a avea răbdare, cer să ne lăsăm să fim noi cu noi până la urmă. Nu sunt niște lucruri pe care să le putem face în mod repetitiv, constant, fără să ne implicăm foarte mult. În momentul în care citești o carte sau vezi un film foarte bun, nu ai cum să nu te implici. Trebuie să fii acolo și să-ți abandonezi existența cotidiană cu tot ceea ce înseamnă ea și nu neapărat lucruri frumoase sau lucruri care să ne bucure. Deci, în primul rând, acest ritm de viață s-a schimbat și automat și comportamentul nostru de consumator, să zic așa, s-a schimbat. Trebuie să avem însă, îmi repugnă un pic această sintagmă, de aceea m-am oprit, dar cumva să avem grijă totuși ce pierdem și ce câștigăm în momentul în care am făcut trecerea de la acea perioadă în care să zicem că aveam timp cu noi. Astăzi, când suntem prinși în această goană, de ce nu, după diverse tipuri de confort fizic, de diverse tipuri de exprimare prin obiecte, să spunem, și obiecte cărora noi le dedicăm bună parte din timpul nostru, adică din viața noastră. Și după aceea, de foarte multe ori, ajungem să ne întrebăm de ce am făcut lucrul acesta și cum a trecut timpul și toate cele, pentru că acele obiecte din lumea consumerismului au alt timp și ne consumă energia fără să primim foarte multe lucruri în schimb. Pe când o carte sau un spectacol înseamnă implicare totală și nu poate oricine să facă lucrul acesta. Aș vrea să dau citire câtorva gânduri ale criticului literar Alex Ștefănescu.
Pentru mine a fost o surpriză să constat că mulți dintre elevii de liceu studiază literatura cu o grimasă de dezgust, ca atunci când ar înghiți un tub de cauciuc. De ce? De ce se întâmplă așa? Literatura a fost creată ca o sursă de plăcere. Nu are altă rațiune, semănând din acest punct de vedere cu muzica, pictura, dansul, teatrul, filmul artistic, jocul de șah, bătaia cu bulgări de zăpadă. Este absurd ca utilizarea ei să fie considerată obligatorie. Este grotesc ca un tânăr să învețe literatura de frică, de frica unui profesor sever sau a unor examene de care depinde viitorul lui. Cum s-a ajuns aici? Cred că sunt mai mulți factori în relația aceasta pe care adolescenții, copiii, adolescenții, tinerii o dezvoltă cu literatura. Cred că depinde și de familie, depinde și de școală, depinde și de societate în general, așa cum ai spus și tu. Cât de importantă este familia, dacă ar fi să ne referim la primul termen? Există o vârstă la care este important să descoperim lectura? Este mai greu să o descoperim apoi dacă ratăm o primă întâlnire? Îmi închipui că este ceva mai greu, pentru că în momentul în care venim cu un set de comportamente din copilărie, le luăm ca atare și fac parte din natura noastră, din obișnuința noastră. Da, felul în care responsabilitatea pe care o au părinții nu poate fi fără discuție tăgăduită. De la le citi copiilor, din fericire acum piața de carte pentru copii își trăiește o perioadă din punctul meu de vedere benefică, care poate să inspire pe foarte multă lume. Unele cărți sunt foarte costisitoare, dar multe alte cărți pot să fie accesate de publicuri cu diverse surse de venituri. Singurul aspect este să conștientizăm noi importanța lor, pentru că într-adevăr cred că ne-am pus cumva prioritățile oarecum greșit și uităm ceva ce cursurile, spre exemplu, multiplele cursuri de dezvoltare personală ne tot anunță în zona online-ului, în zona internetului. Învață să te bucuri de viață, învață să te bucuri de lucrurile mici și așa mai departe, tot felul de cursuri de cum să ne bucurăm. Cred că am pierdut în această goana noastră, am pierdut exact această esență de a ne bucura de ceva, nu de a avea, ci de a ne bucura. Revenind, da, cel care pune cartea în mână copilului, în mod normal, este părintele. Copilul va crea o legătură de atașament cu cuvântul scris, cu lumea literaturii, cu lumea poveștilor, în primul rând prin ochii și prin comportamentul părinților. Dacă părintele își ia copilul seara, la 2 ani, la 1 an, 2 ani, 3 ani și îl împrietenește cu lumea aceasta, nu are cum să nu reușească. Și ce reușește? De fapt, reușește să-și formeze un copil, un descendent empatic, cu răbdare, răbdător, adică înțelegător, cu care poți să abordezi realitățile și diversele conflicte, diversele probleme pe care le întâmpinăm în familie, pe parcursul vieții, grație textelor, grație literaturii, grație acestei răbdări exersate, ajungem să gestionăm acele momente, poate mai greu de gestionat altfel, cu mult mai multă lejeritate, pentru că înțelegerea copilului va fi alta, va fi o înțelegere a nuanțelor. Copilul va învăța înainte de orice răbdarea și bucuria și va căuta acea bucurie pe care tu ca părinte i-ai predat-o. Sunt esențial părinții, familia, da, din acest punct de vedere. Al doilea termen este școala sau poate cel mai important dintre aceștia trei. Și aș vrea să te invit, înainte de a vorbi despre importanța școlii, a profesorilor, a programelor, a manualelor, să vedem câteva interviuri realizate la un liceu de top din Craiova, la Colegiul Național Carol I, și revenim. Copilul citește și dacă îl mai și în drum, citește și mai mult. Este foarte important să îi deschidem cumva calea spre lectură, gustul pentru lectură, încă de mic. E adevărat că dacă
vine copilul la liceu și nu a citit prea mult în gimnaziu, e mai greu să-l facem să înceapă să citească. Dacă luăm de mic, însă, e mult mai ușor și eu am copii care citesc. Sunt și copii care refuză la început, mai ales că astăzi e mult mai ușor să vezi un film, e mult mai ușor să-ți cauți niște informații pe internet, tableta este mult mai atractivă decât paginile unei cărți, dar dincolo de acestea sunt copii care citesc. Face școala suficient de mult pentru a-i atrage pe copii către literatură? Dacă ne referim la programe, să știți că programele pentru gimnaziu, actuala programă pentru gimnaziu, s-a orientat spre lectură. Și să știți că și în itemii noi de la evaluarea națională îi motivează pe copii să citească. Noi, ca profesori, avem la dispoziție o serie de metode prin care putem să-i facem să citească. Sunt interesați copiii, și mă refer mai ales la cei de gimnaziu, să pună întrebări autorilor pe care îi întâlnesc în manual, de exemplu. Da? Întrebări care nu ajung la autor până la urmă, dar ei pun la finalul orei, după ce am citit un text, și exprimă ideile, nedumeririle față de text. Le place foarte tare să facă interviuri cu personajele pe care le regăsesc în text și să meargă acasă apoi să afle mai multe despre acel personaj. Profesorul are libertatea de a-și alege textele suport. Este adevărat că trebuie să știm ce texte să ne alegem, să ne raportăm la programă, să ne raportăm și la clasa de elevi pe care o avem, dar avem această libertate. Și manualele mai noi, în conformitate cu programa, am văzut că au ales texte atât din literatura română, cât și din literatura universală, iar textele din literatura română au în vedere, sau promovează și scriitorii noi, contemporani, dar manualul prezintă și texte, opere mai vechi, cu care deja suntem noi profesorii cel puțin familiarizați. De exemplu, pe Creangă îl gustă mult mai ușor copiii care au copilărit în mediul rural, de exemplu. Au bunici la țară, merg acolo, știu ce se întâmplă acolo, cum se joacă. Poate că și limbajul folosit în operele lui Creangă e puțin mai dificil pentru copilul de astăzi, dar ajungi până la urmă la un numitor comun, ajungi să-l faci să înțeleagă și să știți că de multe ori râd foarte mult la Creangă și asta e bine. Îmi place să citesc încă din școala primară, de când mama mi-a deschis acest drum și mă simt că îmi dezvoltă foarte mult imaginația. M-a ajutat să mă bucur de citit În drumul dumă. De exemplu, ea m-a făcut să citesc primul roman, Heidi, și încă mi-aminte și acum cât de frumos a fost și m-a lăudat, m-a aclamat să tot continui așa. Tu faci și sport, nu? Da. Și cum se împacă sportul cu literatura? Recent am început să citesc autobiografii ale fotbaliștilor, deoarece eu fac handbal și handbalul nu e un sport așa de dezvoltat cum e fotbalul. Și mă ajută să înțeleg sentimentele și provocările pe care au trecut și alți sportivi de performanță și mă relaxează. Ai timp pentru toate lucrurile astea? Da, am o rutină. În fiecare seară citesc cel puțin un capitol și dimineața, când mai am timp, încerc.
Și literatură, acum ce îți place în momentul ăsta din viața ta, la vârsta asta, ce îți place să citești? Recent am terminat de citit Invitația la vals de Mihail Drumeș. A fost o lectură recomandată la clasă, dar m-a surprins și pe mine cât mi-a plăcut. Totuși tot mama m-a ajutat să mă apuc de carte, dar da, a fost plină de acțiune și mi-a plăcut. La orele de română cred că se pune foarte mare accent pe operele din, române, adică pe literatura, pe literatura română. Și limbajul e foarte greu, unele dintre ele fiind vechi. Și de aceea cred că se poate pune accent mai mult și pe operele universale. Nu există persoană căreia să nu-i placă să citească, ci doar persoane care nu au descoperit cartea potrivită. Și pot afirma că gustul meu pentru lectură a fost cultivat încă de la o vârstă fragedă de către familie. Am amintirile în biblioteca bunicilor și eu l-am susținut pe parcurs cu atenție, răbdare, curiozitate. Este o carte așa care ți-a rămas în amintire din prima copilărie, care te-a marcat? Am început cu Poveștile fraților Grimm, dar prima carte cu o structură mai solidă, să spun așa, a fost probabil Framursul Polar de Cezar Petrescu, de care, da, încă mi-aduc aminte și m-a marcat oarecum. Cine crezi că, în afară de familie, de părinți, de bunici, cine te-a mai ajutat pe drumul acesta al apropierii de literatură? Cu siguranță profesorii de română, atât din gimnaziu cât și din liceu. Chiar m-au susținut, au structurat orele în așa fel încât să ne antreneze această pasiune pentru lectură, deci au jucat chiar un rol important. Acum ce îți place să citești? Ce te interesează cu precădere? Sunt o fană a stilului clasic, atât literatură clasică universală în special, cât și autorii noștri consacrați. De exemplu, din literatura universală, surorile Bronte, Jane Austen, Alexandre Dumas și de la noi Mihail Drumeș, Mihai Eminescu, de exemplu, pe partea de poezie. Așadar, percepția într-un liceu bun este că se citește mai mult sau mai puțin, cărți mai bune sau mai puțin bune, totuși copiii sunt tinerii, adolescenții sunt interesați de lectură. După cum ai văzut, mulți vorbesc despre faptul că literatura română, clasicii sau chiar literatura veche sunt mai greu de plăcut, mai greu de accesat de ei, așa să fie, sau poate nu găsesc profesorii cele mai bune metode să predea clasicii? Posibil, orice este posibil. Acum, exact cum spunea una dintre, cred că eleva, spunea că... Elev la Mate Info sunt. Copii foarte inteligenți, felicitări pentru ceea ce au făcut și pentru felul în care au vorbit și au pledat cauza literaturii, să spun așa. Da, și clasicii sau literatura română, în canonicii literaturii române, sigur că da, trebuie să avem o mare grijă de, în legătură cu felul în care ne apropiem de ei. Adică să nu uităm ce, să nu uităm nici în cazul lor, ce nu uităm în cazul tuturor celorlalți. Și ei, dar chiar cu mai multă măestrie, vorbesc tot despre noi, tot despre sufletul nostru. Și chiar dacă nu sunt copii, eu știu din amintiri din copilărie, chiar dacă nu mai sunt copii care copilăresc în mediul rural, putem să găsim tot felul de conexiuni și putem să găsim tot felul de alternative, în așa fel încât copilul să redescopere în Nică același copil universal. Poate chiar dacă nu te urci în copac să prinzi o pupă, să te duci cu ea la iar, mă rog, pentru că nu ne mai putem imagina astăzi așa ceva,
putem să înțelegem de aici multe alte lucruri, multe alte tipuri de comportament. Putem să găsim multe alte năstrușnicii pe care le fac copiii astăzi și care să-i ajute pe ei să deschidă acea lume a lui Ion Creangă, pentru că Ion Creangă a ajuns până la noi, nu forțat de bacalaureat. Ion Creangă, am luat așa un exemplu, a ajuns până la noi prin valoarea pe care o are, că ne dăm sau că nu ne dăm noi seama. Adică prin felul în care a captat. Până la urmă, literatura este viață, literatura este o lume întreagă. Literatura e lumea în care trăim noi. Că vorbim de Ion Creangă sau că vorbim de un roman lansat de curând în literatura română. Toate aceste cărți încapsulează, păstrează imagini, fragmente relevante despre noi, despre lumea noastră, cu tot ce înseamnă lumea aceasta. Iar clasicii, repet, au ajuns până aici prin felul extraordinar în care au reușit să capteze cât mai multe din nuanțele sufletului nostru și pe care le-au pus în acele texte. Liniștit ne putem regăsi și se pot regăsi copiii și în Ion Creangă, poate nu așa de ușor sau nu cum am făcut-o noi, spre exemplu, pentru că noi am avut un alt fel de copilărie, dar pot la rândul lor și copiii de astăzi să vadă ceva în Ion Creangă. Vreau să spun că m-am uitat cu fiica mea până să ajungă să citească, pentru că știu că este o problemă de limbaj, la filmul dedicat amintirilor din copilărie. I-a plăcut foarte mult, dar am și vorbit foarte mult despre ceea ce vedeam acolo, despre tipul de vestimentație, despre obiceiuri, despre tot ce însemna lumea aceea. Și când știam că o să vin așa, că o să povestesc totuși acest episod, pentru că, într-adevăr, profesorul și profesorul de limba și literatura română, dacă mă întrebați pe mine și măsor cuvintele, este vital. Este vital pentru societatea de la care așteptăm foarte multe și este vital pentru fiecare dintre noi. Până la urmă, în familie, sunt părinți care pot să pună o carte în mână unui copil sau sunt părinți care n-au timp, nu pot, nu știu și așa mai departe. Dar în școală există acest post plătit de profesori de limba și literatura română care, din păcate, acum se concentrează să ducă niște copii să-i treacă de un examen, în cazul de față de bacalaureat, în loc să fie lăsat să se preocupe de lucrul cu adevărat important și anume de sufletul acel, de spiritul, de umanitatea copiilor, elevilor din fața lui, pentru că literatura asta ne învață. Nuanțele noastre, fiecare dintre noi, suntem făcuți din foarte multe nuanțe, care înseamnă idei, înseamnă grimase, înseamnă fizic, înseamnă psihic. Toate lucrurile acestea le regăsim, spre exemplu, în cărțile foarte bune, adică în acelea canonice. Și profesorul este omul pus de sistem, plătit, ca să aduc discuția în zona aceasta oarecum mai trivială, să aibă grijă de felul în care înțelegem noi și învățăm să ne înțelegem unii pe ceilalți. Dar să fie sprijinit, să fie lăsat să facă acest lucru. Exact, că uneori pare așa că profesorul trebuie să facă toate lucrurile astea și chiar împotriva nu sistemului. Poate. Nu poate. Da, de obicei le face împotriva sistemului. O singură nuanță, într-adevăr, de-a lungul celor câțiva ani de carieră pe care am avut, am găsit copii și se și vede. Am făcut mai de mult un interviu cu un pianist de aici din Craiova, atunci era manager al filarmonicii și a avut această observație. Într-un oraș cu filarmonică, oamenii au o altă lumină pe față. Mare dreptate a avut, dar putem să translatăm acest lucru și în cazul cititorilor, în cazul copiilor care citesc. Au altă lumină pe față, nu mai vorbesc de cum se exprimă, dar au altă lumină pe față, pentru că a citi nu înseamnă că îți îmbogățești vocabularul. De fapt, vocabularul sufletesc, dacă pot, și iată că pot să spun așa. De fapt, vocabularul înțelegerii trăirilor tale și ale celorlalți te ajută o carte. Nu neapărat să știi foarte multe cuvinte, ci acele cuvinte pe care le ai să le găsești locul potrivit pe starea, pe sentimentul, pe gândul potrivit.
Vorbeai despre faptul că ai urmărit împreună cu Alexandra amintiri din copilărie și s-a vorbit mult în literatura română și în cultura românească în general despre a da jos de pe soclu personalitățile, miturile literaturii române, în special cu referire la Eminescu. Am observat că în ultima perioadă se poartă mult biografiile, se publică multe biografii, biografii romanțate, corespondență, jurnale. Cred că este un bun mod acesta ca și a face un film, iată, după o carte sau despre biografia unui scriitor sau a unui om de cultură. Cred că e o metodă prietenoasă de a descoperi omul și apoi de a ne duce la operă. Sunt întru totul de acord cu lucrul acesta, fără discuție. Pentru că, așa cum spuneam, literatura nu sunt doar niște cuvinte și în momentul în care citim nu doar recunoaștem niște litere sau niște cuvinte pe care le adunăm într-o propoziție. Cartea aceea vorbește despre noi. Oamenii caut, dar orice, în realitatea înconjurătoare căutăm povestea. Și într-adevăr, soclul, cum ai spus, această solemnizare, această solemnitate a fost și rămâne atât de toxică pentru viața care înseamnă care ar trebui să însemne ora de literatură. Ora de literatură, o carte este ceva viu, este ceva care, repet, vorbește despre intimitatea noastră, despre rezervele noastre intime, despre eu-ul nostru pe care de multe ori nici nu putem să-l spunem mai, pentru că nici n-avem cum să rostim chiar toate cotloanele pe care le avem noi în interiorul nostru. Dar o carte poate să facă. Într-o carte ne putem regăsi și ne putem uita chiar și la noi înșine. Literatura are această putere. Foarte frumos spus, total de acord cu tine. Mai vedem câteva interviuri cu copiii de la Carol și cu profesorii lor și revenim. Aici vin copii selecționați, că de acest eșantion vorbim, de liceu, și cei mai mulți dintre ei vin cu deprinderi de lectură bine fundamentate și citesc. Citesc pentru că au avut șansa unui profesor îndrumător bun în gimnaziu, citesc pentru că vin din familii unde se citește, părinți, bunici, care au știut la timp să le pună cartea în mână și nobles oblige. Profesor la Colegiul Carol fiind, trebuie să continue acest demers și să încerci să-l formezi, să-l deprinzi și în acele locuri unde nu există sau există foarte puțin. Ei citesc. Că unii dintre ei sunt mai mult atrași de literatura contemporană, poate se regăsesc în ea mai curând decât în operele clasice, sau că nu. Recent am avut discuții cu elevi de clasa 9 care și-au exprimat plăcerea față de lucrări clasice, de scriitori clasici. Chiar am fost surprinsă așa să aflu că le place, că au înțeles. Totuși, programa școlară este altceva. Chiar cred că ar fi mai plăcut lor dacă programa de bacalaureat și programa de la clasă ar cuprinde ea recomandări exacte, canonice, clar, chiar. Pentru opere din literatura universală, aici cred că păgubim puțin. Așa cum sunt cele din literatura română, ele sunt, eu consider, continuare că sunt necesare operele astea recomandate acolo și existența unor scriitori canonici, pentru că un popor care nu-și cunoaște istoria și valorile piere. Dar sigur că ar trebui actualizate puțin. Merită un loc în literatură și scriitorii contemporani, mulți dintre ei valoroși. Într-adevăr, avem libertatea să le recomandăm copiilor. Avem, cel puțin în clasa 9, cu 4 ore de limba română la profilul teoretic, avem suficient timp să îi îndreptăm și spre literatura contemporană și spre literatura universală
Și facem, să știți, la prima temă a adolescenței, Simona Popescu este apărată cu exuvii de copii, da? Cu lucrarea ei. Mircea Cărtărescu, dacă le explici frumos ce e în poeziile alea, în motocicleta parcată sub stele sau în poema chiuvetei și ce e cu postmodernismul acesta al lui, și relaționez cu miturile universale, cu literatura clasică, cuplează, le place. Ar fi bine când se fac programele astea să fie luați alături de adulți și să nu mai hotărească numai ei în numele copiilor. Să fie luați alături de adulți tineri care au terminat liceul. Da? Dintre aceștia care citesc, de care vă vorbeam adineaur, că profesorii pot recomanda și dumneavoastră, mă rog, cine vrea poate depista, să fie luați acolo alături și să-și spună ei cuvântul. Iar noi, adultul, noi adulții, cei care luăm decizia finală, să cernem bine și să ținem seama și să ne ducem și spre gustul lor. A început programa de gimnaziu să regleze. Programa de gimnaziu, din informațiile colegilor mei de la gimnaziu și din curiozitatea de a citi noua programă, noua metodologie, că ești profesor. Nu poți să nu vezi programa de gimnaziu și să predai în ruptură la liceu. Nu poți, n-ai făcut nimic. Am observat că programa de gimnaziu a mai reglat puțin aceste lucruri. Textele sunt mai diversificate, te trimit și la opere contemporane și la opere clasice, încât dacă s-ar continua, și eu sper să se revină și să se continue ce a început la gimnaziu și la liceu, lucrurile cred că s-ar îmbunătăți. Încă din clasele primare, doamna învățătoare ne îndemna să citim. Și cred că chiar de atunci am avut așa, a fost ca o dragoste la prima vedere. Cred că una din primele cărți pe care le-am citit, la recomandarea dumneei, a fost Colț alb, de Jack London. Nu știu, chiar și acum mi-aduc aminte acțiunea și unele din personaje. Chiar dacă am început așa cu literatura pentru copii, mi s-a deschis o cale către întreaga literatură și de atunci am vrut din ce în ce mai mult să aflu cât mai multe. Ce crezi că ți aduce literatura? De ce îți place să citești? O întrebare foarte bună. Simt că atunci când citesc, pot să îmi dau seama de complexitatea oamenilor mult mai ușor. Adică nu văd un om pe stradă și trec așa fără să îmi fac vreo opinie. Îmi dau seama că în spatele acestui om există suferință, există bucurie, realizări. A ajuns unde a ajuns pentru că a trecut așa prin multe. Și cred că cărțile ne ajută să și empatizăm, pe lângă faptul că ne îmbucățesc vocabularul sau că ne ajută să fim mai creativi. Ne și îndeamnă să privim mai profund, mai să pătrundem în caracter, în personalitatea fiecărui om. Acum, la vârsta asta, ce îți place să citești? Care este zona ta de interes? Vă spun sincer, nu mă așteptam să îmi placă aceste opere care ne sunt recomandate la școală, dar chiar mi-au plăcut. Spre exemplu, acum la școală studiem Ion, de Liviu Rebreanu, și pot să spun că m-a fascinat. Cred că mulți ne regăsim în această dorință de a fi remarcați, de a fi admirați, de a fi respectați. Și cartea aceasta, cred că, până la urmă, ne învață și istorie, pentru că istoria este ciclică și trebuie mereu revizuită, dar ne și arată că orice viață, indiferent de mediul în care este desfășurată, poate să fie o poveste impresionantă. Dintre autorii contemporani, ce-ți place? Nu știu, ce citești? Poezie, proză, roman? Am citit roman. Am descoperit recent autori români contemporani care mi-au plăcut. Spre exemplu, Ioana Nicolae, Tot înainte, este o carte pe care am descoperit-o chiar în clasa 8-a, pentru că era un fragment din această carte, era într-un test de antrenament. Mi s-a părut foarte interesant felul în care nara, felul în care descria anumite lucruri
Și am zis, vreau să citesc cartea aceasta, să văd despre ce e vorba așa, în întreg. Și am luat cartea, am citit-o și mi s-a părut tristă, dar foarte profundă. Ce nu-ți place la orele de română? Ce ai vrea să se schimbe? La orele de română, cred că ar trebui să, cel puțin în liceu, cred că ar trebui să fie un echilibru între literatura aceasta clasică și recomandată și în manuale, dar și literatura actuală. Spre exemplu, chiar cartea aceasta pe care am citit-o și eu. Pentru că, până la urmă, un copil trebuie să se regăsească în personajele pe care le citește. Este important să afle istorie, este important să înțeleagă de ce s-a ajuns aici, cum s-a ajuns aici. Pentru că multe cărți sunt și de actualitate. Însă este totodată important să poată să formeze o conexiune, o legătură cu personajul, cu cartea pe care o citește. Există așadar în manuale și în programele actuale și literatură contemporană și autori români contemporani. Suficient de mulți, după părerea ta, ar trebui mai multă literatură contemporană? E mai ușor ea de înțeles de către copii? Sunt așa bucuroasă să văd acești copii. Sunt atât frumos de deștepți. Frumoși și deștepți și cu care sunt de acord de data aceasta. Mult puțin. Ideea cine? Este... Cât și așa mai departe. Gustul acesta trebuie, e bine, mă gândesc, să fie educat. Să înveți copilul, să-l înveți pe celălalt, să-și ia din carte instrumentele, uneltele, cum se spune în mediul online, da? Uneltele în zona aceasta digitală. Pentru că și asta îți oferă o carte. Frumusețea, bucuria pe care și de care vorbea și... Tânăra invitată. Bucuria acest de fapt înseamnă de fapt instrumente, unelte pe care tu le dobândești, le primești ca să înțelegi mai departe exact cum foarte frumos a povestit, văd pe stradă pe cineva și îmi dau seama că nu este doar acea aparență. Este mult, infinit mai mult decât acea aparență. Această capacitate, da, supranaturală, cu ghilimele de rigoare, de a vedea prin celălalt, de a căuta profunzimile, nu poți să o primești din altă parte. Nu se predă la niciun curs de dezvoltare personală, nu ai de unde să o primești decât din acest exercițiu al toleranței, respectiv al consumului de artă, că vorbim cultural de pictură, de cultură în general, că vorbim de literatură. Poate să fie un singur scriitor care să fie studiat, ceea ce sigur e așa ceva de neimaginat, dar vorbesc ca să răspund la întrebare. Un singur scriitor studiat într-un an, dar cu tot ce înseamnă lumea pe care el a creat-o și din acest studiu, din această excursie în opera lui, va avea de câștigat întreaga literatură. Literatura contemporană, actuală, tinerii scriitori, unii dintre ei extraordinari, să nu uităm totuși lucrul acesta, că ei sunt urmașii, sunt copiii scriitorilor canonici. Cei care scriu acum, ei i-au citit și i-au gândit și i-au asimilat în profunzime pe clasici, inclusiv pe Ion, această piatră de încercare în literatură pentru... Chiar dacă s-au răzvrătit împotriva chiar acestei ca literaturi. Ca să te răzvrătești, trebuie să cunoști, să înțelegi și să te răzvrătești, dar și răzvrătirea este o formă de cunoaștere și de înțelegere. Ei au trecut prin acele forme literare. Au avut o altă gândire, sigur, de scriitori, dar au trecut, le-au asimilat, au stabilit o legătură, un dialog, au luat ceva de acolo că recunosc sau că nu recunosc, dar cu siguranță sunt oameni, deși scriitori în general sunt oameni foarte inteligenți și știu foarte bine că lumea pe care el a construit-o într-o carte nu ar fi putut să existe fără multe alte lumi pe care le-a vizitat și pe care le-a parcurs și pe care le-a cunoscut pe parcursul lui de cititor. Pentru că un scriitor, înainte de orice,
este, sau înainte să fie scriitor, este un cititor. Vorbea la o lansare care a avut loc de curând Mihai Firică despre un proiect al filialei Craiovene a Uniunii Scriitorilor din România, scriitori la catedră sau ceva de genul acesta, prin care scriitorii chiar să ajungă, scriitorii vii, scriitorii de astăzi, în carne și oase, să ajungă în fața copiilor la catedră, și eu cred că ar fi un lucru... S-a mai întâmplat uneori, din când în când, dar ar fi bine să se întâmple cât mai des. Și aș vrea să vedem și opinia a două poete, care sunt la rândul lor și profesoare, despre acest subiect, și să revenim pentru ultimele minute ale discuției. Eu cred că este o idee preconcepută că tinerii astăzi nu mai citesc. Tinerii citesc, dar și noi trebuie să le oferim anumite modele și să le dăm o anumită educație. Săptămâna aceasta eu am avut bucuria și surpriza ca, intrând la două clase, în momentul în care am intrat în clasă, să văd doi tineri cu câte o carte în mână, citind. Deci... Unul dintre ei citea o carte de dezvoltare personală, celălalt un SF. Deci, iată că tinerii citesc și mie mi se pare puțin, în momentul în care noi le spunem, de multe ori le spunem tinerilor, a, voi nu mai citiți cum citeam noi pe vremea noastră. În momentul în care deja le spunem așa, am pierdut comunicarea cu ei până la urmă. Pentru că dacă ar fi să ne gândim pe vremea noastră, deși nu îmi place să folosesc acest termen, pe vremea noastră nu erau atâtea provocări, pe vremea noastră nu erau aceste rețele de socializare, nu erau jocurile pe calculator, și atunci noi normal că ne axam foarte mult pe lectură. Iată că la ei sunt foarte multe provocări, dar prin educație eu cred că noi putem să contribuim la creșterea apetitului lor pentru lectură, dar să o facem într-un mod cât se poate de firesc, fără a ne situa cumva noi deasupra și ei undeva mai jos, și a lua așa o atitudine, ce făceam noi și ce nu fac ei astăzi. Eu cred că și tinerii citesc și sunt interesați, numai că trebuie mai mult încurajați, mai mult ei au alte moduri de manifestare creativă, și atunci noi trebuie să venim în întâmpinarea lor și să ne pliem cumva și ușor din umbră să îi educăm și să îi determinăm să meargă și către acest drum al lecturii. Întâlnirea cu, nu știu, cu scriitorii de astăzi, cu scriitorii în viață, credeți că e un, nu știu, un bun... o bună metodă de a le stârni interesul? Sigur că da, este o foarte bună metodă de a le stârni interesul și aducerea scriitorilor în școli. Eu tot timpul am pledat pentru aducerea artiștilor în școli. Chiar le-am adus, am avut un proiect acum câțiva ani în care am adus muzicienii în școli. Am promovat muzica clasică în licee. Și vreau să spun că am avut un impact foarte bun și tinerii au fost foarte încântați. Sunt foarte încântați când noi mergem către ei, când noi mergem în mijlocul lor. Așadar, și aducerea scriitorilor, ca aducerea oricăror artiști, este binevenită. Cum este cu copiii? Cum cu tinerii, cu adolescenții? Cum facem să-i atragem către literatură? Fiind apropiați de ei, eu cred că doar iubindu-i. Nu cred că se poate altfel. Și iubind noi literatura. Dacă noi nu iubim literatura, nu avem cum să transmitem asta mai departe. Pe de altă parte, trebuie înțeles că există niște șabloane pentru bacalaureat, pentru olimpiadă, există niște copii care aleg aceste șabloane. Și profesorul alege, pentru că ești obligat, ești tras la răspundere, trebuie să spui, dar de ce n-au luat nu știu cât la sută bacalaureatul la română? Și atunci trebuie să-i explici. Și tot explicând, La un moment dat inventezi tot felul de lucruri, ajungi la șabloane. Prin șabloane, bacalaureatul poate fi luat fără să citești, poate fi luat
fără să știe aproape nimic despre literatură. Și dumneavoastră cum faceți să îi apropiați de literatură? Adică sunt speranțe în sensul ăsta? Cum să vă spun? Sunt din punctul meu de vedere și nu sunt. Sunt speranțe în sensul că ei sunt entuziasmați. Adică un picnic literar făcut în toamnă, în primăvară, cred că în primăvară, dacă erau vișini înfloriți, cred, mi-a arătat niște copii bucuroși să se întâlnească cu poezia contemporană, care au căutat și poate au găsit cuvinte licențioase sau ceva, dar li se părea wow. Nu știau scriitorii, nu? Și i-am văzut așa între ei, uite, citește-o și pe asta. Și schimbau cărțile, eu le-am adus vreo 20 de cărți de acasă de poezie contemporană și schimbau între ei și ziceau, ia uite, asta e așa. Și au vrut să citească, doamna, dar mai stăm puțin, s-o citim, stăm și o citim și pe asta. Dar, vedeți, în același timp este programa. Este programa care spune ăla, chiar dacă nu este într-o ordine anume, dar până la urmă trebuie și ceva organizat, trebuie și ceva care să aibă o logică, care să se lege un pic în capul lor. Pe de altă parte, nu se leagă foarte bine. Deci, de fiecare dată la noi este asta. Ar putea să fie și n-ar putea să fie. Este, dar nu este. Ar trebui mai multă libertate, dar în același timp și profesori pregătiți să poată beneficia de libertate. Să poată să-i ajute. Adică să... Pentru că altfel n-ar mai învăța nimic. Ar putea să fie o vizită la muzeu, face mai mult decât 2-3 ore de teorie. Dacă ei văd ceva, vor rămâne mult mai ușor cu imaginea și cu explicația. Dar niciodată nu va fi 100%. Ești mulțumit dacă ai câțiva. Iar spre literatură, 2. Dacă sunt 3, dacă sunt, eu sunt mulțumită. Dacă, sau dacă au fost 3 și sunt 6, asta înseamnă deja că e o realizare. Mie mi se pare că cumva concluzia este că cheia este la noi, pentru că de fapt noi îi formăm, noi cei de astăzi, maturii de astăzi, îi formăm pe acești tineri. Ce crezi în ea? Să fim optimiști? Tinerii aceștia, tinerii vor citi, citesc, se vor apropia de literatură, de cultură în general? Da, eu sunt optimistă, le cunosc pe cele două poete. La rândul meu am avut un profesor, un foarte important poet, a devenit atunci, era profesor și poet. Sunt foarte optimistă. Să nu uităm că sălile teatrului sunt pline și sunt pline de tineri. Copiii citesc, liceeni, studenți. Și, de asemenea, cred că la noi este cheia în ce sens? În sensul în care trebuie să înțelegem că această partea noastră, latura vieții noastre de a te uita la un film bun, de a citi o carte, de a merge la, nu știu, la un concert, este o nevoie, nu este un lux. Și noi avem această nevoie, noi ca ființe raționale, avem nevoie de aceste unelte, ca să vorbesc în limbajul actual. Da, despre în așa fel încât elevii, copiii, cititorii să nu mai fie la mila șansei. Ai șansa de niște părinți, ai șansa de câte un profesor pasionat, ai șansa de nu știu ce liceu și așa mai departe. Nu, copilul este într-un sistem, un sistem care trebuie, e plătit, susținut din bani publici și nepublici, să funcționeze și să îți dea anumite instrumente să-ți faci o viață mult mai bună. Și viață mult mai bună nu că nu exclude consumul de cultură, îl implică. Nu ai acea latură, nu ai cum să ai o înțelegere, să ai o viață nuanțată, substanțială și luminoasă, de ce nu?
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și cu speranța aceasta că din ce în ce mai mulți copii, tineri, se vor îndrepta către literatură, către cultură în general. Vă spun la revedere și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.